Bine v-am găsit la Euronews acum. Sunt Sonia Teodoriu, iată cele mai importante informații ale orei. Ca de obicei, turiștii români au ales destinațiile de la mare și de la munte pentru vacanța de 1 mai. Locuri de cazare se mai găsesc, totuși cel puțin la munte. Infiltrațiile de apă provenite de la precipitații sau de la conductele avariate sunt responsabile pentru surparea asfaltului din Slănic-Prahova. Acestea sunt primele concluzii ale autorităților. De Ziua Internațională a Muncii, vorbim despre un trend relativ nou pe TikTok, în special în rândul angajaților tineri. Ei vorbesc despre ideea de a demisiona de la locul de muncă. Fenomenul este numit QuitTok. Orașul ucrainean Odessa a fost bombardat cu rachete balistice pentru a doua oară în ultimele zile. Vama Veche este polul distracției pe litoral. Petrecerea pe plajă a început încă de noaptea trecută. Vama a vibrat de acordul chitarelor, iar tinerii au dansat până în zori. Dornici de distracție, tinerii sunt pregătiți pentru o nouă zi cu petreceri la malul mării, iar în Vama este și colega noastră, Felicia Macaleț. Bun găsit, Felicia! Spune-ne cum se simte atmosfera de vacanță. Bun găsit! Este un început de zi relaxant aici în Vama Veche. Cei care au ajuns încă de ieri în stațiune abia se trezesc, abia își revin după o noapte de distracție, dar sunt și turiști care abia ajung pe litoral. Toată lumea ajunge pe plajă tocmai ca să se bucure de peisajul pe care îl oferă marea. În continuare este vânt, este destul de frig, dar chiar și așa oamenii vor să vină pe litoral, să se bucure de priveliște și de această zi liberă. Sunt câteva zile bune de vacanță, unii și-au făcut planuri să rămână aici în Vamă chiar și de Paști, dar sunt și turiști care revin acasă în câteva zile. Cei care vin în Vama Veche sunt tinerii, dar am observat și familii. Mulți au ales să vină să petreacă o zi relaxantă la malul mării, să mănânce la cherhanalele din zonă și să se bucure de această vacanță. După cum vă spuneam, vremea în continuare este capricioasă, deși soarele încearcă timid să iasă de printre nori, dar în continuare este vânt. Cei care vin la malul mării trebuie să ia cu ei și câteva hanorace sau chiar o geacă mai groasă. Vedeți în continuare cum a fost prima seară de distracție și cum a fost atmosfera de aici, din Vama Veche. Aceasta este dubița noastră. El e proprietarul. Salut, salut! Deasupra avem un pat unde ne chinuim să dormim toți trei, dar reușim. Avem un frigider, loc pentru bagaje și în spate un aragaz, așa că eu cred că avem destul pentru a trăi în această perioadă. Octavian și Rare și-au venit cu duba în Vama Veche. Nu le trebuie cazare când au priveliște direct la mare. Spun că tot anul s-au pregătit pentru acest moment. Duba este pregătită cu totul, avem patru saltele în ea, e perfect, e ca acasă. Trebuie să precizez că această dubă înainte a fost o veche ambulanță pe care colegul nostru, care acum lipsește, a transformat într-un minivan ca noi să putem avea această experiență de Vama Veche în ambulanță. Ploaia, frigul și vântul nu le-au stat în cale tinerilor dornici să petreacă 1 mai la mare. Pentru mulți a devenit o tradiție. Sincer, chiar nu m-am uitat deloc la vreme. Trebuie să stăm, să ne plimbăm, să mai mâncăm ceva, cum fac toți oamenii. Ne distrăm, ne trăim tinerețea. Cei mai curajoși au încercat și apa. Foarte puternice, valurile m-au trântit pe jos. Am luat așa, în jos, efectiv. Mă bucur că nu ați intrat mai... Dar nu, că nici nu voiam, că eram... Am vorbit de la început, nu mă fiți să simțim un pic apa. Eram pregătiți de ceva timp că venim și trebuia să o facem și pe asta. Acest grup de studenți a venit din Cluj cu un singur plan în minte, să se distreze. Tot e ok. Dar e bine așa, e cald, adică nu e problemă. Uite câți oameni avem, ne ținem unii la alții, e cald. Hai să ne distrăm. Petrecerea a continuat și pe timpul nopții. Pentru noi doi este o tradiție să venim în fiecare zi din 1 mai, să ne bucurăm aici, chiar dacă este frig, chiar dacă plouă. Ne distrăm foarte bine, chiar dacă e frig rău de tot. Haideți în Vama Veche!
Nici frigul, nici vântul, nimic nu a stat în calea celor care au venit în Vama Veche să se distreze. Este prima noapte de petrecere din setul celor multe care urmează aici pe litoral. Iar Vama Veche din nou a prins viață datorită tinerilor care au ajuns în stațiune. Nici în zilele următoare vremea nu va ține cu cei care au venit la mare. Vor fi cel mult 17 grade în termometre, iar cerul va fi înnorat. Cei care au ales muntele de 1 mai au tras lozul câștigători, vremea este frumoasă, iar peisajele de Instagram. Mii de turiști se află deja în stațiunile de pe Valea Prahovei și din Poiana Brașov, iar hotelurile și pensiunile de la munte sunt ocupate doar în proporție de 85%, deci mai sunt locuri, dar încă nu v-ați hotărât ce să faceți. Cheile Grădiștei își așteaptă turiștii îndrăgostiți de peisajele șlefuite cu atâta migală de natură. Mă uitam cum se vede umbra norilor, umbra care cade asupra munților pe acești versanți destul de abrupți și care formează acest peisaj care îți taie respirația. Aici trebuie doar să fii, pentru că restul curge de la sine, ai parte de tihnă și nu te poți plânge de nimic atâta timp cât ești departe de asfalt. Această tânără și mama ei au un plan să stea la munte până vineri, pentru că vor ca Paștele să-l petreacă acasă cu toată familia. Ne-am bucurat de vreme frumoasă, din ce am văzut va fi urât în următoarea perioadă, începând de vineri. Peisajul este absolut superb, te simți aproape ca în Elveția. Acest bărbat din Serbia s-a stabilit în Brașov, îndrăgostit de frumusețea munților și a invitat și un amic ca să-i arate împrejurimile. To show him around how beautiful. La munte mai găsiți locuri de cazare. Prețul unei camere pentru 3 nopți este în jur de 700 de lei. Dacă tot vă pregătiți de vacanță, trebuie să fiți foarte atenți. O familie din comuna Eșelnița, din județul Mehedin, s-a trăit momente de groază, s-a trezit cu un șarpe în dormitor. Oamenii au sunat panicați la 112 pentru a cere ajutor. La fața locului au intervenit jandarmii care au găsit șarpele sub dulapul din dormitor, acolo unde își făcuse un culcuș. Salvatorii au capturat șarpele, care avea mai bine de un metru, și l-au eliberat în natură. Autoritățile le recomandă cetățenilor care își vor petrece vacanța de 1 mai și de Paște în aer liber să fie vigilenți pentru a evita orice neplăcere. Iar în cazul în care descoperă în gospodărie un șarpe, să sune imediat la 112. Surparea asfaltului în orașul Slănic din județul Prahova a fost cauzată de infiltrațiile de apă provenite de la precipitații sau conductele avariate. Sunt primele concluzii prezentate de autoritățile județene în urma cercetărilor făcute la fața locului. Oamenii evacuați încă nu se pot întoarce acasă, a anunțat prefectul. Specialiștii spun că este nevoie de studii mai ample și de lucrări de intervenție. Primăria va trebui totuși să le asigure locuri de cazare celor care au nevoie. Este vorba de ape scurse acolo, sub diferite forme, și mai mult decât atât, de acțiuni antropice, adică, din păcate, intervenția omului. Apa scursă pe sub asfaltul surpat poate proveni din precipitații sau din scurgerile de pe versant, spun specialiștii, dar și din conductele orășenești avariate. În raportul întocmit de Comitetul pentru Situații de Urgență Prahova sunt eliminate drept cauze seismele, fenomenele naturale ample produse în adâncime, dar și filonul de sare aflat în apropiere. Chiar și așa, cei 42 de oameni evacuați nu se pot întoarce acasă deocamdată. În momentul de față ne confruntăm cu niște fenomene de tasare care afectează și blocurile. Nu știm cât vor avansa, nu știm dacă erau dinaintea acestei surpări sau dacă au apărut pe parcursul ei, dar cert este că blocurile evacuate nu pot fi repopulate în momentul de față. Primăria trebuie să găsească locații pentru cei care au nevoie de cazare în perioada următoare, a mai spus prefectul județului. Oficialii așteaptă să fie siguri că zona este stabilă înainte de a le permite localnicilor să revină în blocuri. Astfel, autorităților publice li s-a cerut să contracteze servicii
servicii specializate pentru continuarea studiilor și luarea măsurilor necesare pentru a stopa surparea de teren. Iar Inspectoratului de Stat în Construcții s-a solicitat să verifice lucrările făcute în zona respectivă, inclusiv cele la rețeaua de gaze din ultima perioadă. Autoritățile vor să afle dacă au fost sau nu autorizate toate aceste lucrări. Comitetul pentru Situații de Urgență Prahova a dispus și alte măsuri. Deținătorii tuturor rețelelor, fie că vorbim de Hidro Prahova, fie că vorbim de Electrica, fie că vorbim de STS sau de operatorii privați, vor trebui să-și devieze toate aceste trasee ale utilităților și să ofere continuitate cetățenilor din zonă. Craterul format în Slănic Prahova are în jur de 2 metri adâncime și se întinde pe o suprafață de 60 de metri pătrați. Zona afectată este una centrală și se află în proximitatea unor instituții publice și a unor locuințe. La finalul anului trecut, într-o altă zonă a orașului au apărut crăpături în sol, care au afectat câteva gospodării și case. Și dacă tot este Ziua Internațională a Muncii, să vedem și perspectiva din mediul online. Avem un trend relativ nou pe TikTok, în special în rândul angajaților tineri. Ei vorbesc despre, în postările lor, despre ideea de a demisiona de la locul de muncă sau povestesc cum au decurs negocierile cu managerii lor. Fenomenul este numit Quit Talk, iar despre el au discutat colegii mei în matinalul Bună Dimineața România. I quit my job. As of tomorrow, I'm going to be unemployed. I did it because I was tired. That job wasn't particularly for me. And I just felt like I have to really force myself to do it. Astfel de mărturisiri sunt tot mai comune pe TikTok și fac parte din fenomenul cunoscut Quitac. Dar lucrurile pot merge chiar mai departe. În aceste imagini o vedeți pe Brittany, o fostă angajată de la o companie din Statele Unite care se numește Cloudflare. Ea a înregistrat toată conversația cu reprezentantul DHR al companiei și apoi a postat-o pe TikTok, o discuție în care aceasta era anunțată pur și simplu, fără ca ea să fi știut înainte de această evaluare, că evaluarea de la companie a avut ca rezultat concluzia că ea nu se potrivește cu profilul companiei și că pur și simplu nu performează la nivelul la care compania spera că se va întâmpla acest lucru. Momentul a fost, așa cum vă spuneam, postat pe TikTok și a devenit rapid foarte viral pe rețelele de socializare, atât de viral încât directorul executiv al companiei, Matthew Prince, a postat pe contul său de Twitter o reacție, explicând faptul că, citez, cu siguranță a fost o situație departe de a fi ideală, a fost dureros pentru mine să urmăresc videoul, managerii ar trebui să fie de fiecare dată implicați și niciun angajat nu ar trebui să fie surprins de vestea că performanțele lui nu erau cele așteptate de către companie. Această atitudine are legătură cu schimbarea de generație în piață și cu felul în care tinerii se raportează la muncă. Există un video celebru pe YouTube al lui Joey, care lucra la un hotel, se cheamă Joey Quits, Joey demisionează, s-a dus cu o fanfară în hotel și au cântat o piesă a lui Goran Bregovici în timp ce el își dădea demisia și videoul ăla s-a viralizat și are deja vreo 15 ani de când e publicat. Deci tinerii cred că au căpătat mai mult curaj, vor mai mult respect. Într-adevăr, nu mai iau de bună ierarhia doar pentru că există o ierarhie, ci se străduiesc să își negocieze relația cu angajatorul în termen de parteneriat, de corectitudine, de hai să facem ceva împreună. Cred că treaba asta cu devoalarea situațiilor abuzive, situațiilor în care lucrurile nu se întâmplă așa cum se promite sau cum se pretinde, este foarte legitimă și ajută foarte mult la schimbarea situației din piața muncii, care încă nu este într-o zonă ideală. Și chiar dacă a înregistrat conversații private cu managerii, ar putea fi o idee proastă din punct de vedere juridic. Trendul continuă, iar tinerii vorbesc despre experiențele lor. Și poate ce ar trebui să reținem este că, de fapt, e o relație bidirecțională, nu una unidirecțională, în care toată lumea ar trebui să fie respectată din toate punctele de vedere, exact. Și că angajații nu sunt doar resurse, numere, pe hârtie, care... Și în Excel-uri. Și în Excel-uri, iată. Exact. Și că noi toți poate merităm și să că fim munca apreciați. Trebuie să evolueze. Nu mai putem să fim ca în epoca industrială. Lucrurile evoluează chiar dacă nu ne dorim noi asta. Lucrurile evoluează lângă noi. Și dacă suntem parte acestei evoluții, e foarte bine. Dacă nu, evoluția merge, evoluează.
Zeci de oameni au fost arestați în Turcia pentru că au participat la un protest organizat de Ziua Internațională a Muncii. Polițiștii le-au blocat accesul în principala piață din Istanbul pentru a împiedica această manifestație. Vedem acum imagini live din Turcia cu oamenii care protestează împotriva problemelor care sunt apărute în acest context în care astăzi, de fapt, celebrăm Ziua Muncii. Vedem imagini din Turcia de la această manifestație, vedem de amploare, unde intervin inclusiv forțele de ordine împotriva manifestanților, despre care trebuie să spunem, sunt reprezentanții unui partid de stânga. În piața Taksim, în timpul acestei manifestații, acum aproape 50 de ani, bărbați înarmați au deschis focul. A urmat o busculadă în care peste 30 de oameni au murit. Pentru a evita izbucnirea unor noi violențe, autoritățile nu permit organizarea manifestațiilor în acest an. Ziua Internațională a Muncii este marcată și de alte proteste pașnice în orașe, dar din Marea Britanie, Germania sau Portugalia. Mobilizările vin într-o perioadă crucială pentru votul politic al Europei, chiar înainte de alegerile europarlamentare care au loc în Europa între 6 și 9 iunie. Revenim de-a lungul zilei cu informații de acolo. O surpriză culinară îi așteaptă la Paris pe sportivii care vor participa la Jocurile Olimpice ce pregătesc bucătarii francezi. Aflați imediat în jurnal. Orașul ucrainean Odessa a fost bombardat cu rachete balistice pentru a doua oară în ultimele zile. Cel puțin 3 oameni au murit și alți 3 au fost răniți în urma atacului de noaptea trecută, anunță guvernatorul regiunii. Presa locală scrie că după ce au sunat alarmele de raid aerian în orașul Port de la Marea Neagră s-au auzit 2 explozii. Din imaginile publicate de autorități se vede că cel puțin un bloc a fost avariat. Cu o zi în urmă, armata rusă a lansat asupra Odesei o rachetă balistică cu muniție cu dispersie. Atacul s-a soldat cu 5 morți și 10 de răniți. În timp ce Kievul așteaptă să primească sprijinul militar oferit de Statele Unite ale Americii, Rusia a avansat pe frontul de est și a întețit atacurile asupra marilor orașe ucrainene. Noaptea trecută, Kievul ar fi răspuns la atacuri și a lansat drone asupra Rusiei. A fost avariată o rafinărie care prelucrează aproape 8% din țițeiul din Rusia. Protestatarii pro-palestinieni din campusul Universității Los Angeles din California s-au ciocnit violent cu alți manifestanți. Atenție, vă avertizez, urmează imagini cu puternic impact emoțional. Polițiștii și forțele de ordine au intervenit pentru a-i dispersa. Protestatarii au aprins mai multe focuri de artificii în tabăra pro-palestiniană, acolo unde oamenii se adăposteau în corturi. Echipajele de pompieri și mai multe ambulanțe se află la fața locului. În ultimele săptămâni, demonstrațiile împotriva războiului dintre Israel și gruparea Hamas s-au răspândit în campusurile universitare din întreaga țară. Sute de polițiști au ajuns în campus cu puțin înainte de ora 21. Ofițerii au urcat pe o scenă până la etajul 2 al clădirii unde se adăposteau protestatarii. Studenții s-au baricadat într-o clădire administrativă a universității și au redenumit-o simbolic în cinstea unui copil palestinian ucis în Gaza de către armata israeliană. Autoritățile, dar și angajații universității, credeau că printre protestatari nu se află doar studenți. Poliția din New York a declarat că a intervenit la cererea instituției de învățământ. Forțele de ordine au înlăturat de asemenea și manifestanții aflați în corturi pe peluză. În doar 2 ore a fost eliberată toată zona. Police said they also cleared an encampment
which had been set up by students and inspired a wave of demonstrations across the country. No one has been injured, according to a police spokesperson. The school said that they were forced to call in police because the occupation had put students at risk. Columbia University president said she had asked police to remain on campus through graduation next month. Au mai fost arestări și la City College of New York. Protestele s-au răspândit în campusurile americane din California până în Massachusetts, pe măsură ce se apropie ceremoniile de absolvire din luna mai. Parlamentul georgian a reluat astăzi dezbaterea unui proiect de lege controversat, care a provocat proteste masive. Este vorba despre un act normativ privind așa numiții agenți străini, despre care opoziția spune că a fost inspirat dintr-o lege aprobată anterior de Kremlin. În timpul ședinței de astăzi, deputații georgieni s-au luat la bătaie, iar aseară mii de oameni au manifestat la Tbilisi. Protestele durează de mai multe săptămâni și au început imediat după ce partidul de la guvernare a anunțat inițierea proiectului de lege. Documentul stabilește că mass media și organizațiile neguvernamentale trebuie să se înregistreze când sunt sub influență străină, în cazul în care primesc de peste hotare peste 20% din finanțări. Oamenii spun că în acest fel autoritățile încearcă să restricționeze libertatea presei. Proiectul contestat este similar legii privind agenții străini adoptate în Rusia. Prin aceste acțiuni, spun protestatarii, guvernul vrea să blocheze procesul de integrare europeană și să plaseze țara în zona de influență a Rusiei. Rețelele de socializare Facebook și Instagram vor fi anchetate de autoritățile Uniunii Europene. Comisia Europeană suspectează că platformele nu și-au respectat angajamentele în materie de combatere a dezinformării înaintea alegerilor din iunie pentru Parlamentul European. Oficialii europeni spun că modul în care compania gestionează conținutul cu caracter politic riscă să submineze procesul democratic al alegerilor. Îngrijorările se referă în special la posibile manipulări ale opiniei publice de către Rusia. Comisia Europeană susține că Facebook și Instagram moderează insuficient publicitatea electorală. De asemenea, ar fi vorba despre reducerea vizibilității conținutului politic, practică ce contravine obligațiilor de transparență. Recent, Comisia Europeană a deschis două anchete în care este vizată o altă rețea de socializare, și anume TikTok. Asta după ce la finele anului trecut a fost pornită o anchetă împotriva rețelei de socializare X, fosta Twitter, pentru presupuse deficiențe în materie de moderare a conținuturilor și de transparență. În total, 23 de jucători foarte mari din domeniul tehnologiei informaționale au fost plasați sub supravegherea directă a Comisiei Europene. Companiile riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, iar în caz de încălcări grave și repetate, chiar interdicția de a funcționa în Uniunea Europeană. Sportivii care vor participa la Jocurile Olimpice vor avea parte de o surpriză culinară la Paris. Cei mai buni bucătari ai Franței pregătesc pentru aceștia brânzeturi fine și preparate rafinate. Meniurile includ și o selecție de mâncăruri vegetariene. Organizatorii Jocurilor Olimpice de vară de la Paris se așteaptă ca aproximativ 40.000 de porții de mâncare să fie servite zilnic celor peste 15.000 de sportivi care participă la competiții. Ei vor avea acces și la un stand cu mâncare specifică bucătăriei franceze. I wanted to do recipes which are both very rich, very gourmand, you know, very mouth-watering, and in the meantime quite easy to understand. So I think the croissant is quite the symbol of Paris, and it was quite obvious for me to do a croissant that I could twist. So in this one you have a bit of artichoke puree, a poached egg, a bit of truffle, and a bit of cheese. So it's both vegetarian and still very mouth-watering.
și vizitatorii vor putea gusta din delicatesele culinare pregătite de cei mai buni bucătari ai Franței. It is a rich variety, a huge amount of receipts that will be plant-based, that will be made available for the general public to try. Jocurile olimpice de la Paris vor începe pe 26 iulie și se vor încheia pe 11 august. Pregătirile pentru Marele Premiu de la Formula 1 de la Miami au început cu o surpriză. Lewis Hamilton și echipa Mercedes au adus mașina de curse pe celebrul bulevard american Fifth Avenue din New York. În imagini poate fi văzut cum starul britanic transformă renumita arteră într-un circuit stradal improvizat. Sunetul motorului printre blocuri, dar și drifturile realizate de pilot au creat un adevărat deliciu pentru spectatori. Potrivit unui comunicat transmis de scuteria Mercedes, evenimentul a avut loc cu scopul de a promova parteneriatul companiei cu cel mai popular serviciu de mesagerie privată din lume. La final, Lewis Hamilton a luminat întreaga clădire Empire State Building în simbolul unei mașini de curse. Marele Premiu de Formula 1 de la Miami va avea loc între 4 și 5 mai pe circuitul internațional Autodrom. Punem punct jurnalului aici, nu plecați, pentru că de la fix vă așteaptă colega mea, Andreea Gurban, cu cele mai noi imagini și informații. Știrile nu se opresc niciodată, cele mai importante sunt pe site-ul și pe aplicația noastră, Euronews România.